cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Serviciul Vamal este beneficiarul proiectului de infrastructură mare ce ține de reabilitarea acestor trei posturi vamale. Bugetul proiectului este de 10 milioane de euro, din care 5 milioane vor fi implementate de Serviciul Vamal, iar 5 milioane de ANAF în calitate de partener lider în comun cu direcțiile regionale Iași și Galați. Suma respectivă, grantul, constituie 3.214.000 de euro, iar contribuția guvernului 1.876.000 de euro. Proiectul a demarat în iunie 2019. Termenul de realizare a proiectului este de 36 de luni. La postul Vamal Giurgiulești au fost atinse livrabilele din proiect. Cât privește postul Vamal Leușeni, lucrările sunt efectuate în volum de circa 70%. Un al treilea post vamal care urmează a fi reabilitat este postul Vamal Sculeni. Deci, la postul respectiv, de asemenea, urmează a fi reabilitată clădirea, blocul administrativ, deci vor fi reabilitate căile de acces, sistemul de canalizare și toate rețelele exterioare, sistemul de încălzire, vor fi construite piste noi de control vamal și altele.